Acum mai bine de un deceniu, o brașoveancă și un olandez s-au stabilit într-un cătun din Bihor. De atunci restaurează case vechi din zonă. Pasiunea lor s-a transformat într-o adevărată afacere. În fiecare vară, în locuințele autentic românești, se cazează zeci de turiști, cei mai mulți veniți de la mii de kilometri departare. Vizitatorii se bucură de un peisaj de poveste, de liniște și de mâncare tradițională oferită de gazde. Andreea este din Brașov. În urmă cu mai mulți ani a plecat la muncă în Olanda. Acolo l-a întâlnit pe Luc, cel care a devenit soț. Tatăl acestuia avea o casă veche în cătunul 10 Hotare din județul Bihor, cumpărată în urmă cu mai bine de 20 de ani. Tânărul cuplu a venit în țară pentru a o renova. Le-a plăcut atât de mult peisajul și liniștea, încât în urmă cu 2 ani s-au stabilit definitiv pe pășunea dintre munți. Casa construită în anii 30 găzduiește acum turiști din toate colțurile lumii. Adevărat, am restaurat-o într-un stil cât de tradițional posibil, dar cu elemente de confort. De unde ați luat obiectele? De la săteni, de la cei din zona? O parte din obiecte sunt într-adevăr de la săteni, primite sau cumpărate, iar o parte din mobilier este cumpărat de noi de la târguri de vechituri de prin țară. Anul trecut, în timpul pandemiei de COVID-19, cei doi au mai cumpărat o casă veche de peste 100 de ani și o șură. Au muncit zi și noapte pentru a le restaura. Acum, cele două imobile au fost incluse în circuitul turistic. Aici în casă am schimbat aproape tot. Am făcut o scară aici în casă, n-a fost nimic în sus. Am pus becuri nou, am pus podaua nouă. În spatele nostru este vechiul garaj. Ce am făcut la el? Aproape tot. Am pus izolație pe interior, am construit podul, mobilierul, practic tot. A fost doar o încăpere goală. Vizitatorii care le calcă pragul spun că aici este o oază de liniște departe de agitația marilor orașe. V-am adus o polintă tradițională din zona noastră. Bine ați venit! Do you like this place? I do, yes. Especially the scenery in the morning when I wake up and I look outside. It's so much different than I used to. It's very nice. It's silent and you can very relaxed spending your day. Yes, it's very nice here. You like the palinka, the drink? It's the best I ever met, yes. Strong? It's strong, but it's tasty and you can have a lot of it. Sunt din Ilfov, de lângă București, iar aici totul este extraordinar. Am petrecut 5 zile minunate, foarte frumos, nici știu când a trecut timpul. Anul acesta, cei doi soți au amenajat pe câmpul din jurul caselor tradiționale și 4 corturi dotate cu tot confortul. Valoarea ultimei investiții se ridică la peste 100.000 de euro.